Nu. Părere? Părere? Nu, Andrei, Andrei și-a făcut ceva. Andrei, vă te pliști în partea ta tura. De ce joc cu Deagle? Nu, nu frate, ai folosit. Du-te-mă de aici. Du-te, mă, nu cred că m-ai tras acolo, băi, nu mai joc cu tine. Guys, astăzi încercăm să mai luăm o dată pe Miruna. V-am zis că o să facem un wallhack versus wallhack, dar în timpul meciului o să adăugăm o comandă de aimbot. Să vedem dacă își dă Miruna sau nu seama. Hai să-i dăm drumul la episod să vedem ce o să iasă. Deci mie comanda. Da, ți-am dat-o, nu ți-am dat-o? Uite, asta este comanda, Miruna. Salut de tuturor, eu sunt Andrei și bine am regăsit la un episod. De această dată am revenit alături de Miruna la un nou 1 versus 1. De această dată cu wallhack. Nu uitați, dați video acolo pe butonul de like dacă vreți să mai facem episoade cu CSGO 1 versus 1 cu alte persoane. Tot la fel să mai trollăm lumea sau cu Miruna nu mai reușim să trollăm, că deja am trollat odată, deja nu mai știe șmecherile, nu mai avem cum să mai trollăm, că și ea de data asta o să joace cu wallhack. Așa că Miruna, hai să vedem dacă ne iese ceva, da sau nu. Mai ai ceva de adăugat, Miruna, înainte să începem? O să te bat măr. Mamă, ce a început cu amenințări din astea, Miruna. Să vedem dacă reușim să facem față sau nu. Eu o să-mi iau armură și o să joc cu USP-ul, vedem dacă reușim sau nu. Mamă, urăsc când joci cu USP-ul. Și să dai să-mi activez și eu wall-ul, gata. Avem un wall-ul activat. Era să uit să-mi activez wall-ul, Miruna. Acum ia și găsește pe Miruna pe toată harta. Nu avem voie cu noclip. Este o regulă, pentru că dacă am fi avut voie cu noclip era prea Alan, dar Alan ne duceam pe unde voiam, cum voiam. Ca o pe Miruna, nici pe care n-a plecat din T-Base, adevărat vă zic. Adevărat zic că... Mamă, ești proști la cap. M-ai paralizat, gen. Și am văzut că în ultima vreme v-a plăcut destul de mult seria de CSGO 1 vs 1 cu Wall. Mamă, ce cap ți-ai luat, bă, Miruna, bă. Mi ți-am dat 90. 90? Doamne. Ce-ai făcut, mai Miruna? Pot spune că ai noroc chiar. Miruna are un avantaj la te rog, că se poate duce oriunde pe hartă și eu nu am cum să mă mișc foarte rapid. Cum ar veni acum, este deja în B, ea se aștepta să nu mă duc eu în B și ar trebui să mai aștept să se ducă în B, pentru că acolo nu mă duceam eu de obicei. Unde ne-am să punem Miruna? Uite acolo să punem Miruna. Bam. Te-am rezolvat. Mamă, Miruna, cum te-am rezolvat, ești nebun? Nu cred, eu când bă, zic deci... mai un hack ceva, Andrei, tu nu mă crezi, adevărat. Bă, bă, jur că n-am băgat nimic. Dacă are ceva, vă rog frumos să spuneți un comentariu, okay. Pentru că Andrei chiar ne simțit. Deci, dacă am ceva, spuneți acum în comentarii dacă am ceva, dați-mi este Miruna, eu ceva pe Instagram, o ceva, să-i spuneți că nu am wall, deci chiar nu aveam wall, nu aveam, wall aveam, nu aveam aim, Miruna, nu am aim. Deci la fază, prima fază, a doua fază, nu aveam aim. Nu uitați, guys, dacă vă plac clipurile de CSGO 1 vs 1 și vreți să mai vedeți pe viitor, dați și voi acolo pe butonul de like și de subscribe și să apăsați pe clopoțel ca să primiți notificare, ca să fiți pe fază când mai facem alte clipuri. Stai că Miruna are wall și știe unde sunt. Te salut, Miruna. Uite, vezi, dovadă că n-am aim, că acum îți dădeam cap direct. Ce, mamă? Așa. Bă, Andrei, nu mai da defuse. Mamă, dar M4 ăsta nu dă deloc prin cutia aia, what? Deci am dat direct prin cutie și abia ți-am dat. Ești nebun? Mamă, ce mai speria, băi, îmi băteai inima în continuu. Păi, eu îți dădeam defuse dacă aveam defuse kit, să știi. N-aveai defuse kit? Nu, că îți dădeam de mult. Deci eu am crezut că ai defuse kit și de asta. Nu, mi-am dat acum defuse kit. Adevărat, tu iei flash-ul aici? Da, logic. Cred, nu? Nu știu, bă, o topă mai run acum mă pușează. Uite, vezi, dacă aveam aim, îți dădeam direct aici, mamă, 88 ți-am dat. Nu, adevărat, frate. Că nu știu, că nu am decis de la ultimul clip cu ce armă să joc, dacă să joc tot cu M4 sau M4A1. Am văzut că mi-a scris acolo, dar, sincer, e cam împărțită treaba. Mulți jucați cu M4A1, mulți jucați cu M4A4. Eu zic că M4A1, că e mai bună, dar, bine, dă mai mult damage M4A4, dar... Ia că joc cu asta. Bă, dar tu acum te duci numai pe aia, să înțeleg. Hai că pe aia, dacă e. Pe aia, frate. Bă, deși eu când înțeleg, nici nu înțeleg, nu înțeleg, cum faci câteodată, nu înțeleg. Adevărat zic, ia lasă-mă în pace, că am să mă gândesc. Gata, Miruna, te las, nu mai mă bag. Încă mai jucăm runda asta și mă mut eu la Tero, Miruna, da?
Deja ți-am dat cap. Și ești mega low. Why? Păi, frate, deci M4A1 ești, nu mai joc cu ea, gata. M4A4, dă-te pui mic, uite-te și tu. Iar ți-am dat 80 și ceva în 4 hituri. Lasă așa, Miruna. Hai că dăm un MP restart game 1. Ah, oh, stai că am o problemă la hack. Vino cu acel. Dacă vrei dau și partea să vezi că n-am nimica. Unde mă să vin? Te-am mai dat. Uite, vine pe mine, vine pe mine de aici. Două secunde, stai. Bă, se vede că ai pistol la spate. Păi și noi așa trebuie. Da, e ciudat. Gata, cred că e ok. Hai să dăm drumul din nou. Gata, guys, am revenit. Da, cât era? 3-3? Sau... Era 3-3? Ok, 3-3 era, am înțeles. Ok, hai să vedem acum care e treaba. Începe șmecheria cu Deagle-ul, Miruna. Mamă, dar tu ai pus un porc aici. Aaa, știu unde ești. Short. What? Așa. Ești prea nebun, ești prea... Bună. Bă, dar nu te fac, eu nu te mai văd. Bă, da, mă vezi, mă, dar chestia e că dacă sunt pereți groși, nu poți să mă vezi. Că nici eu nu te-am văzut acolo, dar te-am auzit. La cât jucăm? Jucăm 5 runde. Bine. Bă, frate, nu cred ce ai făcut acolo. Du-te, bă, de aici. Ce nu cred, Iuna? Du-te, bă, de aici. Du-te, mă, nu cred cum ai tras acolo, măi. S-a dus, s-a scuipat un glon și mi-a dat în cap, mă. A intrat la mine fix în cap. Nu știu despre ce vorbești, Iuna. Aulă, cu ce-i joacă? Shutterline-a. Să mor tu că nu te văd prin smoke. Nu te mai văd prin smoke. Da, nu mă vezi prin smoke. Nu e ult de la... E de ăsta mai ieftin la chem, Iruna. Da, ce că vreau să te aud. Adevărat! Na! Și-a folosit noclip. Na, ți-ai folosit noclip. Nu! Uite, o să vezi pe click că nu mi-a folosit noclipul. O să vezi pe... De ce joc cu Deagle? Nu! Nu, frate, ai folosit noclip. Mamă, ce îmi place. Bă, deci tu n-ai... Deci, bă, șur pe ce vrei tu că n-a folosit un clip. Am zis că fără un clip n-a folosit un clip, lol. Adevărat că nici nu mai am bani de armă. Nu credu-te, bă, de aici. Andrei, n-ai avut timp să respiri, să te duci acolo. Deci tu n-ai sesizat, eu am plecat, de când ai dat smuc-ul ăla, am plecat deja de pe mine. Tu unde crezi că... Eu m-am pus pe mișcare de când ai dat smuc-ul ăla. Tu crezi că mai eram ca acolo? Și mă din gură că mă enervez. Adevărat zic. Na, că acum sunt prin toată harta că mă enervez. Dar eu nu înțeleg, nu m-ai văzut și... Doamne, iartă-mă când am plantat. Bomba. Că mi-e frică. Că nu te văd. Unde ești? Nu știu, Miruna. Mă. Ai zis că joci cu ăla. N-ai tu pe-o, frate. Deci dacă am așa... Miruna? Bă, mi-e milă de tastatura mea când mi-o iau în brațe acum. Adevărat zic că mi-e milă de tastatura mea, dar tot îmi vine să dau un bun în ea. Bă, apropo, eu cu Miruna avem exact aceeași tastatura. Am câștigat-o amândoi la Comic-Con. Un corsair de 800 lei cu să tastatura. Eu așa că calmează-te, știu că n-ai dat banii pe ea, dar e nici mică de tastatura. Da, mai dat pomn din ea. Păi și e, știu că e corset și că e ca scumpă ceva, adică rezistă și acolo cât de cât. Vezi că mai mi-au sărit astea din ea. Dar cine le pun la loc? Andrei, nu, ți-ai băgat ceva, nu, Andrei, dă-te, nu cred. Mamă, cum vrei și mă place. Nu cred. Deci eu nu cred. Mamă, îmi place. Deci eu nu cred că tu nu ai nimic. Bă, tu te împiți și trag cu arma și tu nu mori și tu cari. Păi, deci ai văzut, păi, că, ai văzut că mi-ai dat damage. Nu e ca și cum nu mi-ai dat damage. Păi, dar ce? Du-te, mă, de aici și-mi dai mie tu cap direct. Ce faci? Ce? Îți permis să-mi dai mie cap? Bă, că nu mai poți să respiri aici. Mamă, ce ca... Nu, deci eu când vorbesc, că dai... Nu mai dacă... Deci nu! Să mor! Uite, îți trag lunțul ăsta fără la cap. Bam!
Mi-ai dat hit, am plecat. Adevărat că iar mă fraierești. Nu. Părere? Părere? Nu, Andrei, Andrei șoacă cu ceva. Andrei, bă, te pici în partea ta tura. Andrei, eu nu mai ajung cu tine. Bă, mi-a scos aici, adevărat că mi-a scos asta. Bă, ce ai făcut, gata, ai rămas fără tastatură? Nu mai joc cu tine. Nu mai joc. Bă, frate. Dar știu și eu tot cu el joc și tu tot cu el. Nu, frate, tu mai joci cu ceva. Nu. Tu te bă de aici. Bă, cum să dai cu glocul direct la cap de atâtea ore? Nu cred, frate, așa vino ceva. Vino cu aici puțin. Mirona, cred că te-am cam făcut. E 5-3 și era 3-3, nu? Uite, îți dau partajare. Vezi? Și uite. Și cum o scoteai înainte? Ai hack! Ce hack te-ai băgat? E nașpa, îmi dai la cap direct tu, bă! Bă, mă jur că de la când jucam la CT n-am băgat nimic, Miruna. Mă jur că n-am jucat la CT, n-am băgat absolut nimic. Da. Deci primele runde n-am avut, dar mă simțeam așa enervat că gen nu băgasem și mă acuzai că am băgat. La primele runde la CT n-am băgat. Deci tot la CT n-am băgat. Dar la 0 am băgat, da. Și cum mă știi, nu înțeleg. Uite, vină cu aceea, știi ce? Am piciorul în tine! Ce? De ce-i juca cu de-astea? Cu coade? Deci, dar lumea, când am văzut cu acest clip, am reușit să o facem pe Miruna legit, fără nicio problemă. Nu uita să dați pe acolo pe butonul de like. Dacă vreți să mai facem clipuri pe viitor de troll, nu la Miruna, că pe Miruna nu mai avea gugiu să mai troll, că deja am trollat-o cu de toate. Astăzi i-am dat țeapă că are și ea putere, dar de fapt n-a avut. Eu am fost Andrei și ne auzim data viitoare, guys. Ciao!